Bună tuturor și bine ați venit la cafeaua de sâmbătă, la sucul de sâmbătă. Astăzi este 17 august. Când voi o să vedeți acest clip, eu o să fiu la o nuntă. Mi-am făcut un sirop astăzi pentru că este foarte cald afară. Am băut deja cafeaua pe la 6 și jumătate dimineața, m-am trezit foarte devreme. Iar acum o să beau un suc împreună cu voi. Vă spuneam săptămâna trecută că în videoclipul de astăzi o să vă vorbesc despre lucruri frumoase, favoritele verii, ca să spun așa, însă între timp m-am răzgândit, adică nu neapărat că m-am răzgândit, cred că o să amân acest clip pentru că nu sunt într-o dispoziție foarte bună, nu sunt într-o fază foarte bună, sunt un pic, nu știu cum să spun, nu indispusă, un pic tristă, ăsta este, cred că, cuvântul potrivit, iar tristețea mea de astăzi provine de la o imagine pe care am văzut-o ieri. Am la mine în bloc un băiat care în urma unui accident a paralizat. Accidentul s-a întâmplat în urmă cu vreo 3 ani, dacă bine țin minte. El avea atunci, cred că 17 ani, era în vacanța de vară dintre clasa a 11-a și a 12-a. Un băiat drăguț, frumos, o fire sportivă, tot timpul umbla cu bicicleta, făcea tot felul de figuri cu bicicleta, îi plăcea mișcarea, îi plăcea sportul foarte mult și la strand, de fapt într-un lac amenajat lângă strandul din Turda, a sărit în cap și s-a lovit, nu știu exact de ce s-a lovit, de un trunchi de copac care era acolo sau de alt obiect dur și în urma acestui impact a rămas paralizat de la gât în jos. Medicii nu-i mai dădeau nicio șansă sau șanse foarte mici de supraviețuire. Dumnezeu însă a avut alte planuri cu el și a supraviețuit, își poate mișca mâinile acum, dar de la brâu în jos este complet paralizat. Stă la etajul 2. În blocul nostru cu 4 etaje care nu are lift și nu poate să iasă afară în stradă, nu poate să mai iasă în natură, nu poate să se mai plimbe pentru că este foarte complicat să îl coboare cineva în scaunul lui cu rotile de la etajul 2 până jos. Tatăl lui, pentru că doar cu tatăl lui locuiește, apelează la tot felul de prieteni, la cunoștințe și din când în când îl ridică cu scaunul și îl coboară 2 etaje, iar pe urmă îl urcă înapoi. Este un proces extrem de complicat și de câte ori mă întâlnesc cu el pe scări, văd în ochii lui așa un fel de rușinare. Se rușinează pur și simplu de mine și nu numai față de mine. Este o umilință pe care o îndură de fiecare dată când trebuie să iasă în public și pe lângă faptul că am sentimentul ăsta de compasiune pentru el, pentru că este o compasiune adevărată, îl știu de mic, îl știu de când s-a născut, mă simt și cumva datoare și neputincioasă și mă întristează faptul că nu am făcut nimic, noi comunitatea din bloc, astfel încât să îl ajutăm să instalăm un fel de lift, să instalăm un sistem de ridicare, că până la etajul 2 nu ar fi chiar așa de complicat, un sistem de scripeți, un fel de platformă din punct de vedere al spațiului ar fi, pentru că între scări, deci rampa care urcă și cea care coboară, în casa scării este destul loc, deci ar fi o suprafață destul de mare, cred că lățimea este de 1,5 m, dacă nu mai mult, deci ar fi loc să instalăm un fel de lift, un lift improvizat, însă ca să putem pune așa ceva, desigur că ar trebui un proiect, ar trebui niște aprobări, ar trebui să respecte niște norme de securitate, să fie ceva sigur, să nu se întâmple un alt accident. Nici nu știu cu cine să vorbesc. O să vorbesc din nou cu tatăl lui să vedem dacă are vreo idee. Nu ar avea bani pentru asta. Tatăl lui este pensionar și vă dați seama că nu ar avea bani să facă ceva de amploare asta. Dar dacă s-ar găsi cineva să facă un proiect și să avem aprobările necesare, eu m-aș ocupa de o campanie de strângere de fonduri, nu cred că ar fi o sumă chiar imensă de nestrâns, astfel încât băiatul ăsta să poată ieși și el afară, să-și poată continua viața cât de cât în mod normal, pentru că 20 de ani cred că are acum, în jur de 20 de ani, nu știu sigur,
și mă gândesc că este foarte greu. Am abordat subiectul acesta al transportului și nu doar al transportului, ci și deplasarea persoanelor cu dizabilități. În România se face foarte greu și am avut surpriza să constat că mulți dintre voi nu că nu ați înțeles, nu mi-ați dat dreptate în totalitate spunând că și în România s-au făcut lucruri bune, lucruri frumoase, că oricine poate să urce în autobuze, trebuie doar să apeleze la șoferul, la conducătorul autovehiculului și imediat îi se instalează rampa. Nu condamn pe nimeni. Adevărul este că până nu ești pus în situația de a te deplasa cu un cărucior în oricare oraș al țării noastre, nu îți dai seama că nu este totul pus la punct. Și multe rampe s-au făcut doar de dragul de a bifa acest lucru, pentru că este o obligativitate atunci când construiești ceva sau când deschizi un magazin să instalezi o rampă pentru astfel de cărucioare. Cred că altfel nu-ți dă autorizația de construcție. Însă multe sunt făcute în dorul elii, că ăsta este cuvântul potrivit. Adică s-a bifat ceva și practic nu se pot folosi acele rampe, ca să nu mai spun la urcatul și coborâtul din autobuz. În unele stații nu poți ajunge, chiar dacă șoferul va avea amabilitatea să îți deschidă ușa și să întindă o rampă. În unele stații de autobuz nu poți să ajungi pentru că bordurile sunt atât de înalte încât este imposibil. Și de asta spuneam că nici eu la rândul meu nu am înțeles cum este cu deplasarea asta, până când am fost nevoită să mă duc cu cărucioarele de bebeluș ale fetițelor, ale nepoatelor mele. Și asta se întâmpla în urmă cu ceva ani în București. Și credeți-mă, am avut atât de multe obstacole și n-au trecut 100 de ani, că au trecut, că Ruxandra avea cât, avea vreo 2 ani, acum are 6 ani, deci în urmă cu vreo 4 ani. Și trecând din nou prin acele locuri, am constatat că lucrurile stau exact la fel. Eu nu spun că nu există rampe nicăieri, pentru că și în Turda sunt locuri unde rampele sunt făcute conform, nu doar a legii, conform bunului simț, ca să poți să urci cu un cărucior. De exemplu, la Banca Comercială, unde am lucrat, în Turda este o rampă care este foarte lungă și are un unghi de înclinare mic. Oricine poate să urce acolo. Și nu doar persoanele cu dizabilități sau bebelușii în cărucior, ci sunt persoane, nu neapărat în vârstă, persoane care sunt bolnave, persoane care au diverse afecțiuni la genunchi și nu pot să urce pe scări sau le este foarte greu sau au dureri, le este mult mai ușor să urce pe un plan înclinat. La farmacia Dr. Max, de exemplu, în Turda, iarăși este o rampă foarte potrivită, unde a fost magazinul Mega Image, care din păcate s-a închis în Turda, și cei de la magazin acolo au făcut o rampă, iarăși conform bunului simț să poți urca cu căruciorul. La poștă, în schimb, la Poșta Română, este o rampă de toată jena. Sunt două bucăți de metal, două șine de metal cu spațiu între ele și dacă căruciorul tău nu se potrivește, nu are distanța dintre roți exact ca cea de acolo, nu ai cum să urci. Sau dacă ești cu un cărucior de copil, este absolut imposibil. Deci iarăși este făcut așa în bătaie de joc, ăsta este cuvântul. Nu ne tratăm, noi tratăm pe semenii noștri așa cum am vrea noi să fim tratați dacă am fi puși în situația respectivă și lipsa asta de empatie, lipsa de compasiune mi se pare de neînțeles, pentru că noi ca popor, ca oameni, luați așa individual, suntem niște oameni destul de săritori, destul de amabili. Dacă vine un vecin să-ți ceară un favor sau un ajutor, imediat se găsește cineva să-i sară în ajutor. Ei, nu pot să înțeleg de ce din acest punct de vedere am rămas atât de în urmă și am primit niște comentarii, niște exemple concrete, foarte concrete, la videoclipul meu de săptămâna trecută, atunci când mă plângeam de condițiile de la urcarea și coborârea din autobuz. La tren nici nu mai spun. La tren, în marea majoritate a stațiilor din România, este imposibil să te urci fără să escaladezi, fără să îți folosești forța mâinilor. Credeți-mă, și la Câmpia Turzii, peronul este destul de scurt.
să zic, pe lungimea a 5 vagoane, acum nu știu chiar exact, dar în orice caz sunt trenuri care au mai mult de 5 vagoane, să zic, au 12 vagoane și la ultimele vagoane nu mai este peron, trebuie să te urci de la nivelul solului și să te ții cu mâinile de barele acelea din stânga și din dreapta și efectiv să escaladez ca un alpinist. Mi s-a întâmplat de atâtea ori și eu încă am o mobilitate destul de bună, am reușit să mă urc, dar uneori, sau dacă ești cu un copil, dacă sunt cu fetele, nu, nici nu știu cum aș putea să le ridic, sau dacă aș avea bagaje foarte grele. Îmi aduc aminte că din acest motiv, odată când am mers cu mama la București, ne-a dus soțul meu, sau nu mai știu care, ne-a dus la gară în Cluj, să ne urcăm în tren din Cluj, deci am mers înapoi încă 30 de kilometri, pentru că știam că mama nu se va putea urca din gara Câmpia Turzii în tren din cauza acestui inconvenient. Păi în Anglia, că tot fac comparația asta cu Anglia și aș vrea din punctul acesta de vedere să luăm exemplul Angliei, unde orice persoană cu handicap poate să ajungă în aproape orice loc. Și spun aproape pentru că sunt clădiri foarte vechi, clădiri istorice, clădiri de patrimoniu, unde nu s-au putut amenaja rampe sau unde nu s-a putut instala lift din cauza modului în care au fost gândite și construite acum 300, 400 sau chiar 500 de ani, dar în rest, la toate clădirile, la 99% dintre ele, orice persoană cu dizabilități, cu handicap, orice mamă cu bebeluș poate să urce cu căruciorul fără niciun fel de problemă. Ca să nu mai spun că în afară de aceste locuri, am văzut chiar și pe plajă. Am văzut pe plajă în Spania, în Gran Canaria eram, nu mai țin minte exact pe ce plajă, dar am văzut pe două plaje amenajate niște alei special pentru aceste cărucioare, niște alei nu din lemn, nu din traversele acelea din lemn, ci un fel de linoleum, cred că era un fel de plastic pe care să poată rula roțile acestora. Și aleile astea sau covoarele astea sau cum să le spun, mergeau până în mare, până în apa mării. Deci persoanele astea care erau în cărucior puteau să facă baie în mare, dacă vă vine să credeți. Intrau cu cărucior, cu tot, sau erau pe alte cărucioare, nu mai țin minte exact că, tot așa, nefiind nevoită, nu mai țin minte toate amănuntele tehnice, dar am văzut, erau persoane imobilizate care se bucurau de o baie în apa caldă a mării. Ceva extraordinar mi s-a părut, o grijă față de semenii noștri, dusă la niște cote inimaginabile în România. Și de ce vreau să vă spun că sunt inimaginabile? Vreau să vă citesc din comentariile de la videoul de săptămâna trecută, să vedeți care este situația în România și cum poți să urci sau să cobori din tren. Îmi scrie cineva care mă urmărește, o persoană care are o problemă locomotorie și merge ajutându-se de baston. S-a urcat cum s-a urcat în tren în gara de nord, însă în Mangalia, atunci când a ajuns, pentru că asta era destinația, a fost imposibil să coborâm. Și spun coborâm pentru că inclusiv cei tineri și în putere au fost nevoiți să sară sau să stea înșezut, după care să sară pe peron, de să te așezi acolo în fund pe marginea scărilor și să cobori. Iar pentru o persoană cu probleme de deplasare ca mine era chiar imposibil să cobor singură și în siguranță. Cu ajutorul celor din jur, cărora le rămân îndatorată, ca asta spun, că întotdeauna se găsește cineva să te ajute, pentru că așa suntem noi, suntem construiți, avem bun simț. Le mulțumesc încă o dată. Am reușit să cobor după ce am stat pe jos în vagon și am simțit multă umilință la adresa celor ca mine care nu pot sări de la înălțime. Deci au ajutat-o pe doamna asta să coboare din tren, luând-o în brațe, probabil. Odată coborâtă, că acum urmează partea interesantă și șocantă în același timp, o persoană care era pe peron m-a abordat și m-a întrebat de ce nu a cerut asistență la CFR pentru urcare și coborâre. Am rămas uimită pentru că nu știam de existența acestui serviciu. Mă bucur că există. Am hotărât să accesez acea facilitate la întoarcere și de aici a început distracția. A trebuit să completez 3 formulare.
să completeze 3 formulare, să răspundă în scris la niște întrebări pur și simplu stupide, pentru ca după asta să-mi fie înregistrată cererea și abia 8 ore mai târziu să primesc un mesaj că a fost acceptată. Deci faci cerere. Bine că nu i-a cerut dosar cu șină să o ajute să urce și să coboare din tren. I-a fost acceptată cererea de ajutor de a coborâ din tren. În ziua plecării am ajuns mai devreme cu 30 de minute conform mesajului primit și după ce am anunțat impiegatul de mișcare, au fost chemați 3 muncitori care se uitau unii la alții și își dădeau coate pentru că nu știau cum să mă ajute neavând mijloacele necesare. O scară sau o platformă, ceva de genul acesta. Până la urmă au încropit, deci nu aveau, o rampă din 2 traverse putrezite și un panou, au ținut 3 inși de el și am reușit să urc, nu doar eu, ci și cei adunați la ușa vagonului respectiv, pentru că ați înțeles cum e gara din Mangalia. Bun, la clasa 1 nu a mers clima, tot drumul asta face parte din alt subiect. Iar înainte de București, am reamintit taxatorului că am asistență de coborâre. Acesta foarte ofuscat mi-a spus că trebuia să mă anunțați de la Constanța. Ca să închei la coborâre în fața vagonului, mă aștepta un lucrător CFR, care a ținut să-mi atrag atenția că dânsul nu este muncitor și șeful de rută din acea seară l-a întrebat cum are să mă ajute atâta timp cât nu are scară sau platformă, deci nici în București, în Ditamai, gara de nord din București, nu aveau scară sau platformă. Și răspunsul a fost, mai aranjăm cu niște băieți de aici din tren și vă luăm pe brațe. Este o umilință, pur și simplu asta este o umilință și mă gândesc că soțul meu sau Vlad, care are atelierul auto și care într-adevăr și soțul meu Cristi și Vlad sunt foarte îndemânatici, ar putea să construiască o rampă din asta cu 2 rotițe, chiar și eu vizualizez și mă gândesc cum ar trebui să arate, care să poată fi dusă foarte ușor dintr-o parte în alta la ușa vagonului, dar de ce ar trebui să avem rampe la ușa vagonului și de ce să nu avem peronul la înălțimea vagonului, așa cum sunt toate trenurile în Anglia? Exact ca la metrou, că la metrou știți cum este. Nu trebuie nici să urci, nici să cobori, pur și simplu este la același nivel. Asta este umilința de care au parte persoanele cu dizabilități din România. Am citit un singur comentariu, am mai primit și altele. O altă fată îmi spunea că tatăl ei, care era foarte bolnav, nu era paralizat, avea cancer la oase și nu mai putea să stea în picioare decât pentru perioade foarte scurte de timp, deci necesita un cărucior cu rotile. În ultimele luni de viață nu a mai putut să iasă din bloc pentru că nu exista o rampă. Asta este tot ce îi lipsea. Până la urmă, la insistența ei, la insistența familiei, vecinii au construit o rampă la un unghi de 45 de grade, de unde merge direct în cap, nu ai cum să o folosești. Și omul ăla s-a stins, a murit, cu dorința neîmplinită de a ieși afară. Atât de greu este să construim și să ne ajutăm semenii. Și tare, tare gândită sunt de ce se întâmplă lucrurile astea când, v-am spus, luați unul câte unul ca indivizi, noi cei care trăim aici suntem oameni de treabă și vrem să-i ajutăm pe cei din jur și cu puținul nostru întotdeauna pus mână de la mână se fac ajutoarele astea, dar suntem la an lumină de Anglia și tot dau exemplul ăsta cu Anglia. Pentru că mi se pare țara care are, dintre cele vizitate de mine, cele mai multe facilități, adică acolo totul merge șnur, merge fără niciun fel de problemă. Am fost și în Barcelona, pentru că, să dau un contraexemplu, nu neapărat România, Barcelona. În Barcelona, de exemplu, nu este așa de bine pus totul la punct ca în Anglia. În Barcelona sunt multe locuri unde cei care au cărucior se opresc. Nu există atât de multe lifturi, asta am constatat la metroul din Barcelona. Nu poți să ajungi în orice stație dacă ai cărucior pentru că nu există lifturi. Și insist pe acest subiect pentru că pur și simplu mă afectează emoțional și aș vrea să pot să fac ceva mai mult din acest punct de vedere. Nu doar pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sunt necesare aceste rampe, și nu neapărat doar pentru persoanele care împing un cărucior de bebeluși, de copii mici, ci și pentru persoanele care nu văd, pentru orbi.
Chiar m-am mirat când am văzut în Anglia, în autogară, erau rutele autobuzelor, destinațiile și probabil orarul, la cât timp, frecvența cu care vin autobuzele pentru diverse destinații, scrise în alfabetul Braille, deci acela cu punctulețe pe care îl simți, îl citești prin, cu simțul tactil, pipăind cu degetele. Așa de tare m-am mirat și chiar am văzut oameni care poate că vedeau așa lumini și umbre, dar nu puteau să citească și atunci cu degetele simțeau anunțurile acestea și le era foarte comod. Vă spun, foarte, foarte tare m-am mirat. Am văzut și la noi pe unele cutii de medicamente că sunt trecute explicațiile sau denumirea medicamentului și în Braille, dar în rest nu am văzut. Deci vă spun, există tot felul de boli, tot felul de afecțiuni care îi afectează pe cei din jur, pe cei dragi nouă și de ce nu, la un moment dat s-ar putea să fim chiar noi puși în situația aceea. Și de ce să nu fim pregătiți? Și încă ceva vreau să vă mai citesc, astăzi v-am citit foarte multe. Despre primul semn de civilizație a fost întrebat un antropolog de către studenți, nu mai țin minte exact cum o chema pe doamna respectivă, deci a fost întrebată de unul dintre studenți care este cel mai vechi semn de civilizație. Iar studentul respectiv aștepta un răspuns de genul s-au găsit urme de vase sau urme de artă, picturi rupestre sau ceva de genul acesta și nu, răspunsul a fost surprinzător un altul. Margaret Mead, celebrul antropolog, așa se numea, o tipă din America, a fost întrebată de o studentă ce consideră a fi primul semn de civilizație într-o cultură străveche și răspunsul surprinzător a venit un femur vindecat. Femurul este un os. Dacă ți-ai rupt piciorul, înseamnă moarte în regatul animalelor și moarte și în comunitățile umane de la vremea respectivă, pentru că asta presupune că nu te mai poți duce la râu după apă, nu mai poți alerga după hrană sau nu te mai poți apăra de dușmani și mori înainte ca osul să se vindece, să apuce să se vindece. Faptul că s-a găsit un schelet uman cu un femur vindecat înseamnă că cineva a dus bolnavul într-un loc sigur, a stat cu el și l-a alinat până s-a făcut bine. Să ajuți pe cineva să traverseze o perioadă dificilă, așa începe civilizația. Eu nu spun că suntem la stadiul acela. O, Doamne, și acum mi-am adus aminte de cazul doctorițelor de la Spitalul Pantelimon, parcă așa se numește spitalul. Cred că ați auzit cu toții de scandalul de la secția de terapie intensivă, unde două doamne, medici la terapie intensivă, și-au asumat rolul de Dumnezeu și au hotărât cine are șanse să trăiască și cine nu are șanse să trăiască, iar cei care nu aveau șanse sau aveau șanse foarte mici, nu au mai primit tratamentul necesar și în decurs de câteva ore sau chiar o oră, am înțeles că a fost cazul unui pacient de 54 de ani, au murit. Deci, nu știu, mi se pare cutremurător ceea ce se întâmplă și eu nu spun că nu există cazuri din astea și în alte țări, că peste tot există uscături și peste tot au fost crime din astea și din rândul medicilor, că medicii până la urmă nu sunt pe un alt piedestal, sunt tot oameni ca noi și tot unii au ceva bolnav la cap, dar faptul că acestor două doctorițe li se ia apărarea cu atâta înverșunare de că tagma medicilor, asta mi se pare șocant de-a dreptul. Eu sigur că înțeleg faptul că încerci să îți aperi colegii, dar lasă justiția să își spună cuvântul. Ați văzut că au fost niște anchete interne care au zis că nu s-a întâmplat nimic, s-a mușamalizat totul, dar când a intrat procuratura pe fir și a făcut niște anchete serioase, comparând fișele pacienților cu datele înregistrate în computerele acelor aparate care doseau medicamentul, au văzut că există inadvertențe și au mers pe fir să vadă ce se întâmplă. Nu prea există cazuri de malpraxis în România. Nimeni nu este condamnat, indiferent ce se întâmplă. Acum, eu nici nu zic să ajungem în extrema cealaltă,
că în Statele Unite, unde tot al doilea medic este dat în judecată că nu și-a făcut datoria și că a greșit sau că a pus un diagnostic greșit și că pacientul a murit din vina medicului. Deci asta este iarăși o extremă foarte neplăcută și foarte urâtă. Și până la urmă, medicul nu este Dumnezeu nici din acest punct de vedere, adică nu poate să soluționeze orice caz și să rezolve orice problemă și să te facă bine atunci când nu mai există nicio șansă. Dar nici așa să iei apărarea fără să fii în cunoștință de cauză și să spui că dacă este medic, doar pacientul este de vină întotdeauna. Nici asta nu mi se pare corect și nu mi se pare normal. Avem medici foarte buni. Marea majoritate a medicilor din România sunt foarte buni. Cred că procentul este undeva... Nu știu, nu pot să dau procente, dar în orice caz avem medici din punct de vedere profesional foarte, foarte bine pregătiți. Acum că mai sunt unii care continuă să ia șpagă, asta este altceva. Dar pe de altă parte și pacienții insistă ca medicii să primească anumite cadouri. Știu lucrul acesta, poate este și o formă de recunoștință. Însă ceea ce mă șochează pe mine este modul în care li se ia apărarea atunci când este evident că greșesc, cum a fost și cazul acesta de care spun, sau cazul acelei doctorițe, nu mai țin minte de unde era, de undeva din Iași, parcă în Moldova, când nu a acționat deloc în cazul unei tinere care a trebuit să-i facă o întrerupere de sarcină și femeia a murit lăsând acasă un copil. Sunt cazuri șocante, pur și simplu, și mă deprimă și nu pot să le înțeleg, iar în cazul acestor doctorițe de la ATI, așa cum a făcut Cristian Tudor Popescu într-un comentariu pe Facebook, îl citesc pe Otrăvel, că așa îi se spune, Otrăvel, pentru că are așa un venin în ceea ce spune de fiecare dată, un tip inteligent, dar pe de altă parte neiertător. Ceea ce au făcut femeile astea seamănă cu cazurile pe care noi le citim acum în romane, cazuri care s-au întâmplat în epoca nazistă, când naziștii hotărau cine merită să trăiască și cine nu are șanse de supraviețuire, îl dăm afară din societate, îl dăm afară din viață, nu-i mai dăm niciun fel de medicament, ba chiar le aduceau moartea prin diverse soluții, ca să spun așa, găsite de ei, niște ani cu tremurători la vremea respectivă. Am vorbit cam mult astăzi și din păcate nu v-am adus zâmbetul pe buze, cred, nu v-am adus o dimineață liniștită, dar câteodată la cafea mai vorbim și despre lucruri serioase, despre lucruri grave. Ziceam că aș vrea să vă arăt o listă cu lucruri frumoase, lucruri care mi-au plăcut în ultima vreme, amân pe săptămâna viitoare, dar totuși vreau să vă povestesc despre o carte. Nu acum am citit cartea pentru prima dată, am recitit-o. Cred că am citit-o de-a lungul timpului de vreo 3-4 ori cel puțin. Cartea se numește Podurile din Madison County. A fost și film făcut după acest roman. Este o carte subțirică, un mini-roman, i-aș spune, nici nu știu dacă este novelă sau roman. Filmul a fost realizat prin 1995, deci undeva pe la mijlocul anilor 90, în rolurile principale Clint Eastwood și Meryl Streep. Mi se pare că ea a fost nominalizată pentru acest rol la premiile Oscar, dar nu mai sunt chiar sigură. Este un roman de dragoste, un roman de dragoste pură, intensă, adevărată, care cu toate că se desfășoară și în afara unei căsătorii, nu aduce jignire, nu aduce ofensă nimănui, este o dragoste dusă până la extrem, o dragoste romantică, o aventură care pe parcursul timpului pe care îl trăim noi se concentrează pe durata a 4 zile, dar pe durata timpului unei vieți durează o viață întreagă. Este o carte de o sensibilitate și de o delicatețe extraordinară, în care personajele principale sunt o nevastă de fermier, o italiancă venită în America în urma căsătoriei cu un soldat american în timpul războiului și întâlnește un fotograf, un tip cu un spirit liber, un fel de hippie, aș spune,
și împreună au o aventură, pentru că, practic, din punct de vedere al criteriilor societății noastre, este o aventură care se desfășoară pe parcursul a 4 zile, dar care rămâne în inimile lor pe durata vieții. Cu mare, mare drag vă recomand cartea asta și să o luați la plajă și să o citiți atunci când sunteți prost dispuși sau supărați sau întristați. Este un roman de debut al autorului Robert James Weller. Foarte mult mi-a plăcut cartea asta. Eu o am în editura RAO, dar o să vă las link în descriere pentru cartea asta, dacă vreți să o cumpărați. Cartea asta nu o să dau niciodată din bibliotecă. V-am spus eu de multe ori că romanele le citesc odată și a doua oară nu le mai recitesc și nu are rost să-mi umblu biblioteca cu romane, dar acesta este un roman pe care o să îl țin întotdeauna în bibliotecă pentru că îmi face mare plăcere să îl recitesc. Și nu știu, mai am aici în jurul meu câteva lucruri pe care aș vrea să vi le arăt, lucruri care mi-au plăcut în vara asta, nici nu știu ce să zic, să fac acum sau să las pe săptămâna viitoare totul. Am avut la un moment dat o colecție de ochelari, care nu aveau nicio valoare și nici nu aveau protecție pentru razele ultraviolete. Acum am rămas doar cu două perechi de ochelari. Astea două perechi de ochelari, o pereche de la Ray-Ban și o pereche de la Polaroid. O să vă las link către ambele perechi de ochelari. Mi se pare că este mult mai bine să am doar două perechi. Nici nu mai trebuie să iau decizia oare ce ochelari de soare să port și au și protecția asta pentru raze ultraviolete. Ăștia sunt cei de la Ray-Ban, modelul se numește Jackie O, să-mi spuneți cu care îmi stă mai bine. Deci pe aceștia am purtat în vara asta, ăștia sunt maro cu partea asta, un fel de animal print, iar cei de la Polaroid, care au lentile polarizate, ăștia sunt, pe aceștia am de anul trecut și pe ăștia i-am luat în anul acesta. Deci două perechi de ochelari mai am. Aceștia sunt negri și parcă sunt un pic mai opaci, mai închiși la culoare. Mai am o pereche în Anglia, dar nu-i tot aduc și îi duc pentru că ocupă destul de mult loc în bagajul de mână, pentru că doar cu bagaj de mână mă duc de cele mai multe ori și atunci să nu mai ocup loc. Am o pereche de ochelari acolo, ăia sunt de la brandul Guess, parcă. Și da, atât am arăt astăzi, doar cartea și cele două perechi de ochelari, pentru că o să fac eu favoritele verii, sper că săptămâna viitoare, când o să fiu mai bine dispusă. Mai am o gură de suc. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă ați avut răbdare să stați cu mine până la sfârșit, mai ales că astăzi am fost așa un pic bulversată și ați văzut că subiectul nu a fost unul care să ne bine dispună pe toți. Vă mulțumesc din suflet dacă ați ajuns până aici. M-aș bucura să mă urmăriți și pe Instagram pe contul ioanaspune.ro. M-aș bucura foarte tare să vă abonați la canalul meu. Și să ne vedem cu bine data viitoare!